Datorită rezultatelor foarte bune ale olimpicilor argeșeni, județul nostru va găzdui anul viitor Olimpiada Națională de Chimie. Județul Argeș a fost desemnat și fac o paranteză să spun că e o onoare acest lucru, ca urmare a rezultatelor obținute, să găzduiesc Olimpiada Națională de Chimie anul viitor, în perioada 31 ianuarie 5 februarie. E un moment unic acela de a avea posibilitatea și, repet, onoarea și responsabilitatea să organizezi o olimpiadă de nivelul acesta. Trebuie să concentrăm toate forțele disponibile, tot ce înseamnă profesori de chimie, tot ce înseamnă colegii naționale cu rezultate și rezultatele, să știți că în primul rând se datorează faptul că găzduim această Olimpiada Națională, se datorează rezultatelor obținute de elevii de la Colegiul Național Blaicu, de Curtea de Argeș. Deci i-am felicitat, îi mai felicit încă o dată. Ne-am situat la nivel național pe locul 2. Locul 1 a fost Bihorul, dar întrucât Bihorul a mai organizat Olimpiada Națională, este motivul pentru care Argeșul organizează această Olimpiadă. Vor fi prezenți 400 de elevi din toată țara, vor fi mai mult de 40 de profesori componenței Comisiei Naționale și un număr de 50 de profesori însoțitori. Deci în toată această perioadă de o săptămână, pentru cele 500 de persoane care vor fi prezente în Argeș, va trebui cu date, cu termene, cu responsabilități să le asigurăm cazare, masă, transport și condiții optime de desfășurare a Olimpiadei. În mod particular pot să vă spun că este ceva mai complicat față de celelalte olimpiade, pentru că vorba despre o știință experimentală. Olimpiada în sine se desfășoară pe două paliere, palierul teoretic și palierul practic. Adică va trebui să punem la dispoziție tot ce înseamnă ustensile de laborator, laboratoare pentru desfășurarea probei practice. Și unde va avea loc? Doamna Inspector General Daniela Bogdan a sosit astăzi ca să avem o discuție preliminară și să decidem într-unul din colegiile naționale, posibil Zinca, posibil Brătianu. Urmează să mergem să stabilim, să vedem pe teren care sunt condițiile efective pe care le oferă. După care o să vă comunicăm. Este foarte clar să organizeze de la clasa 8 până la clasa 12, adică discutăm pe 5 niveluri. Fiecare nivel va merge într-o școală, vom avea un cartier general la un colegiu național, pe Zinca sau Brătianu, noi să ne decidem, astfel încât să putem să lucrăm simultan în mai multe locuri.